Expoziție de sicrie la această oră la Timișoara, care este ultima modă la înmormântări. Vedem chiar acum, colega mea Andreea Borboros este chiar acolo. Bună ziua, Andreea! Te întreb mai întâi cât mai costă o mormântare, că totul s-a scumpit. Bun găsit, Mihaela, bun găsit, doamnelor și domnilor. Ei bine, ca să mori în România e nevoie de cel puțin două salarii minime pe economie, iar asta dacă ar fi să ne raportăm doar la sicriul în care ar urma să fie depus defunctul. Asta pentru că, spre exemplu, există prețuri care încep de la 2000 de lei și vorbim de un sicriu din lemn de brad. Sunt și ceva mai scumpe, sicrie de lemn de stejar în valoare de 3000 de lei, însă vorbim și de înmormântări extravagante, de sicrie extrem de scumpe, așa cum este acesta, un sicriu placat cu foiță de aur, pusă manual, conține și foarte multe pietre Swarovski. Ei bine, pentru un astfel de sicriu prețul este unul pe măsură și vorbim de 2500 de euro. Vedeta, însă, dacă e să vorbim de tendințele despre care mă întrebai, o reprezintă un alt sicriu cu dublă deschidere, un sicriu pe stil american, să-i spunem, pentru care va trebui să scoatem din buzunare aproape 3000 de euro în cazul în care dorim să avem o înmormântare așa cum se întâmplă peste ocean. Așadar, destul de mult din punct de vedere financiar, îți spuneam faptul că nu ți-ar ajunge două salarii minime pe economie ca să mori în România în condiții de lux, așa cum sunt prezentate toate sicriele de aici, de la expoziția de la Timișoara. Dacă, Doamne ferește, se întâmplă să moară cineva drag în altă țară, Andreea, e nevoie de un sicriu special? Cât de scump poate ajunge un astfel de sicriu? Așa este, Mihaela. Aici nu vorbim de prețuri foarte ridicate în ceea ce privește sicriul, pentru că vorbim de niște sicrie speciale din lemn și zinc, asta pentru ca defunctul să reziste. Însă vorbim de condiții de lux atunci când vorbim de ultimul drum. Asta pentru că dacă în mod normal 500 de lei costă transportul defunctului, ei bine, uitați aici, vorbim de o limuzină care costă numai puțin de 180.000 de euro, iar pentru luxul de a transporta un sicriu, de ce nu, în stil american sau un sicriu poleit cu foiță de aur, ei bine, trebuie să știți că acest lux costă numai puțin de 1500 de euro. Destul de scump dacă ar fi să ne raportăm la tot ceea ce înseamnă o mormântare, astfel că în aceste condiții, Mihaela, nu-ți mai vine nici să mor.